astăzi ChatGPT, un robot cu inteligență artificială, o să-mi controleze cum de Brawl Stars. El o să-mi zică, bă frate, cumpere asta, nu cumpere asta, faci asta, nu faci asta, da, așa sau așa, ați înțeles? Pentru că, da, astăzi ChatGPT ne controlează contul. Dacă mai vreți episod de bune de genul acesta, nu uitați să rupeți doar și acea de like, neapărat să facem episodul ăsta. Multe like-uri vreau, multe like-uri, nu știu câte like-uri vreți voi așa de sărbători, sărbători fericite, ca idee, by the way, vă iubesc, sărbători fericite, stai, petreceți timp cu familia, acolo neapărat, și abonați-vă la canal, toți cei care sunteți noi, pe care îl discuții să trecem un clip, să-l punem pe ChatGPT-ul ăsta să ne facă și nouă treaba, nu, să-și facă treaba. I-am zis în primul salut, tu va trebui să răspunzi cu da și nu, și el a zis bine, sunt pregătit. În primul rând îl întrebăm așa. Cu ce bro... Cu ce brawler îmi recomanzi să joc pe Brawl Stars un match? Hai să vedem. Îmi recomandă? Da. Ok, stai așa. Ok, stai așa puțin. Bine. Hai să-l întrebăm altfel. Să joc cu o legendară? Hai să... Nu, ok, deci nu vrea cu legendare. Ok, bine, vărule, dacă viața mea nu vrea cu legendare, cum să joc cu legendare? Să joc cu o mitică. Mitică. Hai să vedem, poate cu mitică vrea. Da, ok, ales vărul nostru. Jucăm cu mitică, da? Ați văzut? Nu cred că ați văzut, stați puțin, că am decupat eu prea mult. Stați așa, 2 secunde, să joc cu mitică, da, nu, da? Ați văzut mesajul? Frumos, stai așa să se vadă frumos. Că eu am făcut să se vadă, dar nu se vede chiar așa tot. Ok, bun. Hai să-i dăm cu mitica. Luăm frumos mitica de aici. Luăm frumos o mitică. Pe care? Nici nu știu. Alege-l și cu care joc, nu? Joc cu Mico? Hai să întrebăm dacă să jucăm cu Mico. Că e nou brawler cum ar veni, nu? Hai să vedem. Să joc cu Mico? Hai să vedem ce zice vărul. Da, ok. Deci ați văzut, a zis să joc cu Mico? Da. Stați să vă fac și eu mai mare aici. Stați așa puțin că fac eu șust. L-am luat frumos pe Mico, i-am dat select. Și nici nu știu, să joc nou game mode ăsta Hunters, hai să vedem dacă vrea să jucăm nou game mode ăsta Hunters-ul. Hai, să joc sau nou pentru mine, să joc Hunters. Nu, mamă vere, de ce nu vrea Hunters? Ok, hai să vedem, să joc Showdown, hai, joc la Showdown. Joc la solo Showdown. Hai să vedem ce zice. Da, nu? Se gândește. Da, bine. A zis da, ne-a dat confirmarea Băruțu, ChatGPT-ul, care e fratele nostru ca idee, oricum să-l iubiți chiar așa cum e el, mai nebun, mai alea. Hai să dăm aici Showdown solo, cum a zis, cu Mico. Hai să vedem ce facem. Da. Jucăm noi, ne facem noi talentul, că acum nu știu cum să-l întreb. Nu știu ce să-l mai întreb. Îi dau prea multe posibilități. Eu zic că o să câștigăm, că sunt bun. Știți că sunt bun pe Mico, rogător, adică. Știți și voi că sunt cel mai mare pro pe Mico. ST Pro, ST, ăla sunt eu. Ce glumă am făcut, mi-e și rușine cu ea, vă rog să mă iertați. Pe asemenea glume venite din secolul 14, deodată cu bunicul, cred că când s-a născut bunicul, deja gluma asta era fumată, gen, ziceau ea, ce ai mă, ești nebun? Ok. Nu e deloc recomandat pe mapa asta, eu să joc cu Mico, mă mănâncă ăștia, efectiv. Eu știi ce înseamnă că mă termină? Mă termină dacă vine unul, l-am văzut acolo, l-am văzut un bull. Hai încă o dată, le-am spart și am fugit, ești nebun că mă mănâncă ăștia, efectiv. Deci de aproape n-ai ce să faci cu Mico, Mico e bun, dar nu-l vede nimeni, vorba aia. Nu, glumesc, dar nu prea ai ce să faci cu Mico pe acolo, ești nebun? Ce să fac? Trebuie să am foarte multe porcuburi, aia e șmecheria mea, aia e... moda pe 2021. Îi dau hit la ăsta. Îi dau hit și la ăsta. Bam. Mi-a dat un hit. Bam. L-am spart. Să nu mă spart de ursul. Hai să spart și ursul. Pune un alta. Perfect. 2 kill-uri. Frumos. Sunt bun pe Mico. V-am zis. Sunt bun, dar nu mă vede nimeni. Aia e problema mea. Un hit. Un hit. Hai, 2 hituri. Aterizez pe tine, fraiere. N-ai ce să mai faci. Te-am spart. Nu mai ai ce să mai faci. Aterizez direct pe tine. Bam. Bam. Numărul 1. Noapte bună. Good night. Sleep well. Așa, aha, bam! Da, win! Te pup! Hai să întrebăm noi ChatGPT un felul următor. Ce părere ai de win-ul ăsta? Deci dacă îi zice da, am înțeles. Deci el n-a nicio părere, mă aprobă. Dacă mă aprobă, e bine. Ce să zic? Nici nu știu ce să mai zic. Hopa! Crezi că îmi iau legendară de aici? Crezi că iau ceva bun de aici? Hai să vedem. Poate iau ceva bun de aici. Crezi că iau ceva bun de aici? Nu. Nu ia. Deci el crede că nu iau ceva bun de aici. Bine, hai să dăm. Epică! O din primul update. Epică iar.
Epică iar, ok, deci nu ne-a mai crescut. Ne-a crescut prima dată, ne-a sărit la epică, dar după n-am mai vrut să facă nimic. Hai să dăm! Ok, ok, niște bunătăți pe acolo. Eu ar trebui să upgradez niște bro, dar nu știu, hai să vedem. Upgradăm Shelly? Hai să vedem dacă upgradăm Shelly. Hai să vedem, eu nu prea aș vrea, sincer. Dar mă duc la risc, gen. Nu prea aș vrea să upgradez chiar pe Shelly, că nu prea joc pe Shelly. Upgradez Shelly. Hai să vedem, dacă zice da, ok. Acum întrebăm dacă de toți banii sau doar cât pot. De toți banii. Hai să vedem, de toți banii nu. Cât pot, ok, deci cât putem, da? Hai să vedem, dăm o dată un upgrade, ok. Deci, practic, atât am putut, oricum. Atât am putut să o upgradez, m-a spart CGBT-ul. Hai să vedem, acum îl mai întreb și dacă vrea să upgradăm Colt. Sper să nu. Și Colt? Sper să nu vrea și Colt. Mamă, și Colt m-a spart. Deci până nu ce stop, iau pe rând pe toți. Upgradăm și Colt. M-a spart, foarte bine. Hai să vedem, ce mai putem upgrade? Poco. Și Poco. Hai, dacă e chiar da, nu se poate. Bun, hai să zicem că e ok. Ne-a iertat, adică e el robot, e el mai nebunatic, așa, dar ne-a iertat. Bun, e bun și el, e de-al nostru, e familia noastră. Bun, nu e problema asta. Hai să mai vedem noi ce să mai facem. Intrăm pe șopuleanu puțin, sau intrăm aici. Auzi, mamă, ok, colectăm asta. Eu acum vreau să fac o chestie, în primul rând pe Shopix aici. Eu vreau să țin Brawly Days-urile astea ca să le deschid la 10. Dar ăsta zice să-l deschidem acum. Așa că hai să-l întrebăm. Deschid acum Brawly Days-urile sau le mai las? Deschid acum Brawly Days. Free buys. Hai să vedem dacă vrea. Da, ok, deci le deschidem acum. Eu voiam să vă fac un content frumos, să vă fac un opening frumos mai încolo, dar dacă vă vrea acum, hai să o deschidem. Ce putem noi? Ne punem în calea fericirii, ne-a dat un mico de ăsta, hai să deschidem și ăsta 2-7, nu știu câte zile sunt. Ok, un star drop, o rară odată, rară de două ori, rară de trei ori, nu se mai gradează, rară și încă o dată, rară. Deci v-am zis, nu se mai gradează, când ăștia n-au chef să-ți upgradeze, nu ți-a upgradează, să-ți trăiască ție. Bam, hai să vedem. Bam, lag. Am crezut, mamă, cum era. Am zis, mamă, gata, s-a terminat. Începe legendara. Day 8, hai că mai avem și Day 8-ul. Hai, deschide și Day 8-ul, ce vine la Day 8. Mico, pin pe Mico și cred că am... Day 9, avem și Day 9. Ah, ok, Day 9 mâine. Mă gândeam eu, frate, am zis, bă, de-o încolo, cât am zis pe jocul ăsta. Gemuri nu prea am... Nici nu prea știu ce să mai bag, gen, nu prea mai știu ce să mai fac. O să merg la risc și o să-l întreb în felul următor. ChatGPT-ule, cumpăr gemuri cu bani reali? Cumpăr gemuri cu bani reali? Hai să întrebăm. Cumpări gemuri cu bani reali? Hai să vedem ce se gândește. Nu. Mă iubește, mă. Ăsta e de-al meu, frate. Mă iubește, mă. Nu vrea să-mi facă rău. Efectiv, nu vrea să-mi facă rău. Hai să vedem, noi ne uităm la Friends puțin. Și l-am pe Friends. Eu am Friends. Stai așa. Cel mai bun prieten al meu are 76.000 de trofee. Ok, are 76.000 trofee, voi nu vedeți. King ăsta are 76.000 trofee. Hai să întrebăm dacă îi dau remove. Mamă, vere, o să se supere omul pe mine. Dau remove la locul 1 de la Friends. Sper să nu, sper să n-aibă de astea proaste. Dau remove la locul 1 de la Friends, da. Kingule, nu te superi pe mine, fratele meu. Ți-am dat remove, că așa a vrut jocul. Pare rău, nu mai pot să-ți dau dacă așa a decis CGBT-ul, eu respect challenge-ul, că suntem tovarăși. Glumesc, frate, dăm după și îți dau, glumesc. Dar asta e, momentan trebuie să-ți dau remove, că așa m-a pus CGBT-ul ăsta, care e nebun CGBT-ul ăsta. Hai să vedem dacă mă lasă să închei episodul aici. Hai să vedem. Închei episodul aici. Hai să vedem. Nu, mamă, ești nebun. Mai vrea să mai facem o provocare. Ce provocare să fac? Hai să vedem, hai să întrebăm, sigur? Da, mamă, deci e sigur pe el. Vere, nu vrea să mă lase să încheie episodul. Bine, frate, mânătul, hai să mai upgradăm ceva. Dacă așa o dă, upgradez Sprout la maxim. Upgradez Sprout la maxim. Hai să vedem, poate vrea să-l upgradez. Nu. Acu, ok, deci acum am riscat. Acu, pot să închei? Hai, fratele meu, da. Doamnește, ne-a lăsat să încheiem episodul. Ne-a dat voie șeful. Asta a fost episodul. Fraților, eu vă pup. Mă grăbesc că cine știe, poate se răzgnește. Love you. Pa.